Mai pe scurt, ieri am avut o dimineață zgomotoasă. După ce lunaticul Plahotniuc a scris la 3 noapte că revine în politică, dimineața alți lunatici, 14 la număr, au declarat că se despart de Voroniu. Iar seara, când primul lunatic se întâlnea cu cei 14, președintele Timofti Nenăucea cu vestea anului. Ion Sturza, candidat la funcția de prim-ministru. Oligarhul Vladimir Plahotniuc a revenit în politică. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare în jurul orei 3 noaptea. 14 deputați comuniști au părăsit astăzi fracțiunea parlamentară PCRM din legislativ. Șeful statului l-a desemnat pe omul de afaceri Ion Sturza în calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Văd că Nicolae Timofti pare hotărât să-și repare imaginea de om fără caracter, total aservit banditului de la Grozești. Înseamnă că tot timpul acesta în care părea că este de acord cu ce se întâmplă în politica noastră și în așa zis alianță pro-europeană, el de fapt gândea cum gândim noi, marea majoritate a cetățenilor acestei țări. Și anume că alianța nu este deloc una pro-europeană, iar Plahotniuc reprezintă un mare rău pentru această țară. De fapt, președintele în aceste zile ni s-a alăturat nouă cetățenilor și partenerilor europeni. Propunându-l pe Ion Sturza, el ca și cum le-a sugerat celor care s-au pretins până acum pro-europeni că nu au nimic în comun cu valorile europene. Eu am semnat decretul, al desemnat pe domnul Sturza Ion în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru. Cum să gândim altfel dacă jurnaliștii și lingăii care îl deservesc pe Plahotniuc s-au și grăbit să toarne căldări de zoi peste Sturza? Candidatura acestuia doar nu înseamnă nimic bun pentru Plahotniuc și banda lui, pentru că ei l-au auzit bine în ultimii ani, așa cum l-am auzit și noi cu toții pe Ion Sturza vorbind despre crimele lui Plahotniuc, ale lui Filat, ale lui Drăguțanu și ale celorlalți guvernanți, pentru că ei știu că Ion Sturza este cunoscut și apreciat în cercuri economice și politice din Europa, din America. Iar pentru mulți dintre noi, intervențiile curajoase și expertizele lui Sturza au fost în acești ani ca o gură de aer proaspăt în atmosfera asta îmbâxită de la Chișinău. Și el nu se rezuma doar să critice, el propunea și soluții concrete pentru crizele noastre. Și mulți am ajuns să-l criticăm că doar vorbește și nu se implică. Ei, uite că a venit momentul pe care l-am așteptat mulți. Eu, unul, nu am nicio îndoială că dacă ar fi votat guvernul Sturza, roadele acestui vot le-am putea simți din chiar primele zile ale activității guvernului. Și doar în câteva luni am restabilit bunele relații cu instituțiile europene și ar fi repornit motorul economiei noastre. Dar oare are șanse Ion Sturza să fie votat în Parlament? Știm cu toții că prea puțini. Cum să cedeze cei care au blocat dezvoltarea țării, care ne-au furat statul și l-au pus în serviciu unei găși de bandiți? Dar de acum încolo, apele în politica din Moldova se vor despărți cu claritate. Acum vom vedea mai clar ca niciodată care partide din Parlament sunt cu adevărat pro-europene și care sunt ale lui Plahotniuc. Sturza ar putea pune începutul tranziției noastre de la capitalismul sălbatic la o economie de piață civilizată, la o adevărată societate liberă. Mai pe scurt, desemnarea lui Ion Sturza este acum ca și cum într-o casă de nebuni care se crede Academia de Științe ar fi venit chiar un savant adevărat. Și vedem că nebunii se strâmbă la savant.